1000 de kilometri. Oficial am făcut 1000 de kilometri cu bicicleta anul ăsta. În 4 luni, cred. Facem și pasta. Am apucat să desfac din toate încheieturile. A, și încă ceva. Mi s-a stricat camera. O mai filmez cu telefon. Da, 3 bani. Să continuăm. Gata, bă, nu avem nici măcar ulei. Adică puțin ulei în curba. Era pe costă, e puțin mai mare și... Are joc în pană. Asta nu a mai fost desfăcută de 2 ani de zile, cu asitoarea asta. Asta trebuie făcut canalul de până din nou. Probabil rumeții scoși. Ia să vedem ce aici. Asta pinionul are uzură. Să văd că pot să vă arăt. Hai, mă. Ce mi-nervează telefonul ăsta. Nu știu dacă vedeți voi înăuntru. Nu pot să vă arăt. Oricum are uzură aici înăuntru. Și aici. Pot să-l vedeți cât de mare e. Face pană. Asta nu trebuie să se miște așa. În fine. Acum o să scot siguranțele astea de aici, cu asta și cu asta. Să dorm cu aici în sus și să desfac și pe cealaltă. Ia să văd asta de aici. Cum este. Și ăsta are uzură un pic. Și pana se mișcă. Dar pana e uzată. În fine, oricum are uzură peste tot. Mi-a intrat o mână cu gura mâinii. Bun, să continui. Și cam așa arată uzura pe butuc. Da, să vă arăt. Se mișcă rulmentul pe butuc.
Așa. Aici avem așa, uzură în butuc. Cum se vede? Uite aici, uzura de aici până aici. Și rulăm în spate. Asta era spate. Mai mergeam în... Asta va fi bun. Unui spart și unui bun. Ăla se scoate, se schimbă. Dar butucul... Parcă n-aș mai da banii pe el. Să vedem ce zice și tata când vine. Dacă îl schimbăm sau doar băgăm rulmen nou și îl punem. Are prea mult joc. Ne-a scos rulmenții după ăla. S-a trei altul. Odată uzura. După cum vedeți aici. Și odată a plecat fisură. Nu știu dacă vă dați seama. Uite pe aici. Uite. E de aici. De aici o să se rupă. Puțin să-l forțeze și de aici se rupă. Așa că trebuie nou. Asta, nu știu, pe aici nu are uzură. Asta chiar e în perfectă stare. Nu mai desfac asta de aici. Deloc. Acum să desfac asta de aici. Lumenții, axul și să vedem trompa asta. Terminat treaba pe ziua de azi. Am luat toate piesele, adică doi butuci, un ax, și vor patru rulmenți și câteva pene. Le-am luat pe toate. Mâine dimineața o să le montăm, după ce vin eu de la strâns lucernă. Am tăiat niște lucernă, acum vreo două zile. Aceea mică care ați văzut filmulețul, probabil. Și acum s-o strâng. Mâine dimineață. Da, camera mi s-a stricat. Am filmat cu telefonul. O să filmez din ce în ce mai puțin. Camera nu făcea viața mai ușoară, așa cu telefonul e greu. Să țin și telefonul, să și vorbesc, să și fac treaba. E greu. Și nu o să mai filmez o perioadă până fac bani de cameră. O să mai filmez eu câteva chestii micuțe, dar asta este. Mi s-a stricat cititorul de carduri. Nu mai citește niciun card. Nu știu, mi-a curs bateria. Chinezărie, nu știu. Cred că s-a încins foarte tare și a curs bateria și probabil s-a dus în cititorul de carduri. A făcut scurt și s-a dus nema. Da, în fine. Ne vedem mâine. La revedere!